2021. Înainte de a vreau să vă aduc la cunoștință venirea domnului viceprimar, care a fost în legislatură, la legislatura primăriei Comunii Bâlsănești, cu numărul 217, subsemnatul Anii Claudiu Cornel, consilier în cadrul Consiliului Local Bâlsănești, actualmente viceprimar al Comunei Bâlsănești, vă aduc la cunoștință dumneavoastră, cât și Consiliul Local Bâlsănești, demisia mea din funcția de viceprimar, invocând pentru aceasta motive personale. N-am știut nici el de-a. Așadar, propun modificarea, având în vedere demisia, propun modificarea ordinii de zi, după cum urmează, eliminarea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea revocării Consiliului Local a Comunei Bâlsănești. Deci, s-a înțeles ce e. Deci, având în vedere adresa domnului viceprimar, prin care și-a depus demisia, propun modificarea ordinei de zi prin îndepărtarea punctului 2 pe ordinea de zi. Ne-am înțeles. Dar demisia, are demisia, pune și-o dată domnul primar, că el deja era negat. N-am înțeles ce-ați spus. Deci, conform adresei de la prefectul, da. Viceprimarul este nelegal. Păi da, și domnul viceprimar și-a depus demisia. Păi bun, nici dată. Mai zi o dată, domnul înregistrat. Ce era domnul vice a fost înregistrat pe numărul 217, 19 aprilie 2021. Deci, propun modificarea ordinii de zi prin înlăturarea punctului numărul 3. Discuții. Mai vreau să aduc eu o precizare, domnul președinte. Totuși, găsesc că nu putem să înlăturăm acest punct de pe ordinea de zi, întrucât este o hotărâre de Consiliul Local dată, numărul 50. Și trebuie luată, noi luăm act de demisia domnului viceprimar. Dar ce facem cu această hotărâre? Că se cerea reanalizarea ei și era considerată ca nelegală. Avem o hotărâre de Consiliul Local. Ce facem cu ea? Atât am avut de spus. Având în vedere că perspectiva trebuie să referă în personal la persoana mea pentru ocuparea funcției de viceprimar, eu am considerat că, din punct de vedere tehnic, ar fi indicat ca eu să-mi dau demisia pentru a degreva Consiliul de atributul de revocare a acestei hotărâri, iar prefectura, în condițiile în care va constata că sunt nereguli undeva, n-are decât să facă demersuri în continuare. Bun, atunci da. O să facem noi demersuri. Problema asta, da, foarte bine. Deci o să facem noi demersuri întrucât altfel scrie aici. Deci toate proiectele care s-au propus domnul viceprimar până la ora actuală, de când a intrat în funcție. Mai există o situație, domnul președinte. Inițiatorul poate să retragă proiectul. Eu retrag proiectul de pe ordinea de zi. Ședințele 17-29, după care trebuia citit proiectul ordinei de zi și după aia treceam pe discuții. Cam așa era ordinea. Domnului doamne, am vrut să las la urmă cele două procese verbale. Să trecem de la ordine de zi și să lăsăm la urmă după ordine. Da, da, procedura așa zice, după lege. Da, începem cu procesul verbal, așa se dea. Având în vedere cele două procese verbale, unul dintre ele, cel cu de data aceasta, și avea altfel, doamna secretară, reușesc să pun în pagină așa, avem două variante. Ori stăm aici până mâine dimineața și citim cele 36 de pagini. Îl avem aici. Așa. Ori propun să le transmitem la fiecare în parte. Am două procese verbale și să le aprobăm în ședință ordinară care va fi tot luna asta. Să nu stăm acum să citim procesele verbale. Supunem la vot. Ce vă ziceți?
Sunteți de acord cu mine, nu? Supunem la vot. Deci, supun la vot, pe ce supuneți la vot? Deci, supun la vot cine este de acord ca cele două procese verbale, cel de pe 17 și cel de pe 29, să fie aprobate sau nu în ședința ordinară de pe 30 ianuarie. Cine este pe acord? Supun la vot nu ordinezi. Dați citire. Păi dați citire ca să vedem doar acolo. A, și înainte de asta vreau să vă spun exact legat de ce spunea domnul consilierilor, faptul că are foarte multă logică ceea ce spune dumneavoastră. Atenție mare, deci prin depunerea demisiei de către domnul viceprimar și renunțarea la calitatea de viceprimar ales. Așa. Noi trebuie să luăm act de demisie, nu putem exact. Nu putem să facem nimic, trebuie să luăm act de demisie. Da, asta voiam să precizez. Da. Iar în momentul în care vom trece la vot secret pentru alegerea domnului viceprimar, în finalul hotărârii, deci proiectul va deveni hotărâre, urma exercitării votului, vom avea un articol distinct în care vom face următoarea precizare. Prevederile HCL numărul 50 din 12 noiembrie 2021 se abrogă. Păi, dar nu are legătură cu alegerea. Asta, de asta v-am zis. Asta, totuși avem un proiect de hotărâri. Trebuia să facem ceva cu... avem o hotărâri din numărul 50. Trebuia să facem ceva cu ea. Da, iar domnul Elisabeth și-a retras-o. Este opțiunea domnului viceprimar, așa, dar de mine e problema lui. Da, da. Dar ce face? Hotărârea 50 există. Păi de-aia am legat eu de aspectul. Nu putem să o amestecăm cu hotărârea prin care alegem viceprimar. Nu putem să o amestecăm acolo. Păi, dar nu amestecăm. Practic facem trimitere la cea care a fost declarată nelegală. Și sau putem să ne exprimăm la modul generic. Cel mai bine ar fi să prevederile prezentei hotărâri. Doamna secretară, vă rog frumos, gata. Inițiatorul și-a retras proiectul de ordine. Da, dar vreau să punctăm cum suntem de treaba asta. Nu suntem în altă. Orice alte prevederi contrare nu sunt, nu știu cum ai făcut duce niciun prevederi. Da, e bună. Obiectul hotărârea în sine nu mai produce efecte juridice. Pentru că efectul s-a dus. Efectul s-a dus. Dau citire de orice. Mai degrabă așa. Dau citire de orice. Dau citire de orice. Dau citire de orice. Dau citire de orice. 15.01.2021 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești în data de 20 ianuarie 2021, orele 14 la orele 16 la sediul primăriei Comunei Bârsănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 48 din 12.11.2020. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru alegerea viceprimarului Comunei Bârsănești. Punctul 3. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente în dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Cine este pentru? Dau cuvântul domnului primar. Doamnelor și domnilor consilieri, pentru punctul numărul 1 al ordinei de zi, respectiv proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 48 din 12.11.2020, inițiator primarul comunei, botezatul Gelu, primarul comunei Bârsănești, a fost depus în termen legal un amendament formulat în scris de către domnul consilier Ani Claudiu Cornel. În urma studierii conținutului acesteia am constatat că propunerile de modificare și completare a conținutului articolului 52 din proiectul supus dezbaterii în ședința de astăzi, respectiv alineatele 6, 11, 12 și 13, sunt întemeiate, așa, pertinente și îndeplin acorde cu prevederile codului administrativ. În concluzie, în calitatea mea de inițiator al proiectului, mi-am însușit amendamentul în întregime, exact în forma în care a fost formulat și propus de către domnul consilier Ane Claudiu Cornel. Mulțumesc!
în conformitate cu dispozițiile codului administrativ. Vin înainte și vă rog să luați la cunoștință și dumneavoastră de conținutul acesta, să-l supuneți analizei și dezbaterilor în ședințele pe comisii și să vă pronunțați cu privire la acesta în conținutul avizilor pe care le aveți în tocmai pe marginea acestui proiect de hotărâre. În plenul ședinței, amendamentul va fi supus aprobării tuturor consilierilor, ceea ce înseamnă că prin votul dumneavoastră în plen să acceptați sau să respingeți cu argumente argumentul acesta. Odată acceptat și votat, modificările și completările propuse prin amendament vor înlocui și completa conținutul articolului 52 din proiectul de hotărâre inițiat de mine și transmis dumneavoastră spre studiu în data de 15 ianuarie 2021, orele 20. Vă mulțumesc! Hai, eu o să mă scriu. Pot începe? Deci, domnule primar, am citit această adresă a dumneavoastră, dar coroborând-o cu proiectul inițial, acum încerc să mă uit la ăsta care l-ați elaborat astăzi, încerc să mă uit și ăsta. În ceea ce privește alegerea viceprimarului, da, îndeplinește condițiile articolul 52, deși noi nu trebuie să-l alegem cu condițiile astea, ci după altă lege. Singurul lucru care vreau să-l aduc în discuție, dar pentru modificarea regulamentului, repet, este alineatul 10, prin care solicit ca toți consilierii locali, ca să se ia la cunoștință sau să-și exprime acordul de voință, pentru ca numărarea voturilor pentru alegerea viceprimarului să se facă de către o comisie. Avem două grupuri de consilieri. Avem consilieri neafiliați la niciun grup și poate să facă parte din această comisie minim 3 membri și cred că se pot găsi ca să numere voturile. Dacă sunteți de acord, o să propun la punctul 2, la alegerea viceprimarului și înființarea unei comisii. Tot o să spunem la vot. Din care se facă parte, să fim un reprezentant din fiecare parte politic sau... Grupuri de consilieri, avem două grupuri de consilieri. Avem grupul PSD, grupul USR și mai suntem trei consilieri neafiliați. Deci, dacă sunteți de acord, trecem la punctul 2. Asta e primul lucru care vreau să-l contest. Adică să-l cer modificare, în primul rând. Asta vreau să cer modificare pe regulament. Asta e pe regulament, acum discutăm. Acum era pe regulament. Da, s-au modificat toate alineatele care erau relativ contradictorii în proiectul inițial. Acum sper să fie proiectul ăsta care mi s-a fost înaintat acum înainte de ședință. Deci, să zicem, într-o procedură urgentă l-am lecturat și l-am studiat. El îndeplinește condiții, dar numai, deci asta vreau să fac referire, că alegerea viceprimarului se face în condițiile articolului 152 alineatul 2 din codul administrativ aprobat prin OUG 57 din 2019. Asta este singura cerință de lege. Da, în rest, aceste aliniate care le-ați dat proiectul acum, final, acum, astăzi, îndeplinește condiții. Celălalt care este inițial, care l-ați trimis la data de 15, este viciat, domnule. Da, înțeleg. Atât, mulțumesc. Să punem la tot proiectul cu amendamentul susținut domnul primar și de secretar. Da, să punem la tot proiectul cu amendamentul susținut domnul viceprimar, cum a fost prezentat. Ce este pentru? Da, nu vreau să mai fac o grup, mai vreau să mai fac un grup, să mai discut puțin. Dacă mai sunt probleme, de bine, de hai, de, da. Haideți, că da. Dacă putem să revenim ulterior, să da. Dacă mai cere modificare. Da, sau la diverse, dacă... Nu la diverse. Vreau să mai cer modificarea regulamentului. O să vin în alte ședințe și am să-mi cer modificare pe acolo care consider că nu modificare. Un amendament care se depinde de amendamentele pe care am discutat pe lucrurile. Deci, aprobat la unanimitate, nu? Da. Trecem la proiectul numărul 2 de proiect de hotărâre pentru aprobarea revocării hotărârii
Deci primarul este ales prin vot secret cu majoritatea absolută din rândul Consiliului Local la propunerea primarului sau consilierilor locale. O să vă rog, domnule primar, domnule consilier, să trecem la propunere. În funcție de grupurile de consilier și de atât de... Trecem la propunere. Din partea Partidului Social Democrat, îl propunem pe domnul Ane Claudiu Cornel. Din partea Partidului Uniunea Salvați România, propun pe domnul Grigori Costel Vlad. Ce-am spus de la votare? Nu, să-i ia de la votare să conținem de lumea.
subvenționată din unii pe aici. Ah, unde o vreau să plate. Da, o clipă. O clipă. Da. Măi, ca să nu avem diminuați. Da, deci am niște aici. Ah, așa, da, faci pas. Nu știu să scriu, când să scriu. Nu, nu, nu. Să pun și tarieta. Nu, s-a dus singur scris. Dar nu, e până așa scris. Da. Te consulim sus dreapta. Nu, dragă, că facem separat. Tu vezi că nu sunt la bine, nu are doi ori. Are un singur. Da. Vă fi două vedeți, uite, pe mine, nu vrea să vă trebuie la lecturile. Dacă se iubi. Am, vă fi două sesiuni. Exact, două sesiuni, da. Și buletinul de copii să-mi tocmesc. Haideți ca să fac un mic, o mică intervenție pe marginea proiectului. Pe care nu am cum să consemnez. Dar nu trebuie să consemnez, dar nu e o chestie de eparare a unor chestii. Adică să consemnez, îți spuneți. Deci, legată la referatul de aprobare, domnule primar, ăsta trebuiește modificat pentru că dumneavoastră în conținutul acestui referat se regăsește articolul 52 din regulament. Da. Proiectul de hotărâre, uitați, este întocmit clar, spune articolul 129 alineatul 3, coroborat cu articolul 52. Deci acest articol 52 din referatul dumneavoastră de aprobare trebuie să dispară. Păi n-are cum să dispară, domnule Romel, pe exact. Trebuie completat cu articolul 152. Păi da, completat. Da, completat, dar ăsta, articolul 52 trebuie eliminat și trecut articolul. Nu se discută obiecțiuni după ce s-a... Da, deci de asta zic, pentru că în referat... Deci că în raportul dispeciat, domnul Manfil, avem președinte ședință, lăsați să spunem... Păi eu nu îi spuneam, că noi nu-i procedura să facă discuții, nu știu să facă președință. Da, dar de asta zic eu, să-i conducem la președința. Deci numai puțin, am o singură mențiune și am terminat. În raportul de specialitate al doamnei secretar se găsește acest articol 152 conform legii, dar la domnul primar nu se mai regăsește și ar trebui schimbat. Da. Proiectul de hotărâre în sine se referă strict după lege la articolul 152. Asta trebuie făcut o modificare. Da. Ca să îndeplinim condițiile corect după lege. Hai să-l
Domnul președinte, vreau să fac 10 minute. Da, 10 minute.
Da. Thank you.
lucrurile? Poate mai este. Un vot pentru Ana Claudiu, unul pentru Grigore Glaucu, unul, două voturi pentru Ana Claudiu, două pentru Costel Grigore, trei voturi pentru Ana, trei pentru Costel Grigore, patru pentru Ana, 5 ani, 6 ani, 7 ani, este 8, să vă spun eu, 8. A, s-a văzut? 9. 9? 9 voturi pentru Ana Claudiu. Felicitări! Trei pentru Grigore și 1. Deci vreau să nu mai putere și domnul este domnul. Domnul Bancu, ați mai stat. Vreau să mulțumesc primul consiliului. Mă bucură două lucruri. Primul și cel mai important este că astăzi a fost o colaborare și o comunicare din partea consiliului pe care mi-a dorit de foarte mult timp. Este o chestie la care am răbdit întotdeauna și sincer m-am mulțumit enorm de mult că astăzi între noi consilierii Consiliului Local Bârsănești a existat comunicare cu adevărat, a existat consens și înțelegere. Este un lucru care mă motivează pe mine ca și consilier, ca și reprezentant al dumneavoastră, consilierilor din cadrul Consiliului Local Bârsănești, să fac împreună o echipă bună cu domnul primar Botezatu și să aducem acolo unde ne-am dorit realizările de mare performanță pe care le avem în vedere. Am pregătit un cuvânt pe care, sincer, l-am pregătit de la prima ședință. Și cum ai să faci echipă? Da, bineînțeles. O să fac referire la fiecare dintre. Cuvântul pe care l-am avut pregătit încă de la prima ședință de Consiliu, dar lucrurile, dacă s-au luat în forma aceea, tot aveam așa o chestie. Acum, cred că a venit momentul ca eu, ca și viceprimar ales, să pot să expun punctul de vedere, un punct de vedere care este adus în discuție și în atenția dumneavoastră, împreună, după discuția pe care am avut-o împreună cu domnul primar. Și aș vrea să încep așa. Aș vrea să încep expunerea cu două percepte esențiale în existența fiecăruia dintre noi. Să-L iubești pe Dumnezeu, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu din toată puterea ta, cu toată inima ta, cu toată credința ta, mai presus decât pe tine însuți. Și următoarea, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Dacă fiecare dintre noi va pleca în ceea ce facem în fiecare zi, cu aceste două sufletele noastre, lumea în care trăim ar avea o altă formă, o altă față dominantă, dominantă de bunătate și multă energie pozitivă. Eu asta îmi doresc să fie elementul dominant al meu și al dumneavoastră pe parcursul celor 4 ani de mandat. Vreau să fac o scurtă prezentare a persoanei a Anei Claudiu Cornel. Am absolvit studii de specialitate și sunt licențiat în managementul administrației publice în anul 2011 la Facultatea Ștefanu Pașcu din Iași. Am avut până în prezent, până în acest moment, 3 mandate de consilier local și un mandat de viceprimar în perioada 2008-2012.
Acestea au contribuit la formarea de competențe pe domeniul administrației publice, de care sunt mulțumit pentru concretizarea pentru proiecte realizate în mandatul de viceprimar. Vreau să enumăr câteva dintre ele. Mandatul în care a fost primar a fost cel împreună cu domnul primar Coman. A fost un mandat destul de plin al domnului Coman din cele trei pe care le-a avut și vreau să vă aduc la cunoștință câteva din proiectele la care am participat și care au dat și roade. Primul proiect la care am participat a fost finalizarea asfaltării DG116, primul proiect al mandatului în anul 2008-2009. Vă aduceți aminte fiecare dintre noastră că ca să mergem la Brătești nu puteam să ajungem acolo pentru că era o mocire strașnică atunci când coborai în Brătești, iar drumul acela s-a făcut prin grija și activitatea domnului primar, care a fost susținut în demersul său de către Consiliul Județean prin prezența persoana domnului Dragoș Menea. Asfaltarea drum Caraclău, DG163, perioada 2008-2009. Un alt proiect de suflet al meu, la care am muncit și am pus multă energie și devotament. A durat nu foarte mult realizarea de proiect. Îmi pare sincer rău că după plecarea mea, lucrurile au fost totuși ținute foarte bine în frâu și asfaltul acela s-a degradat într-o oarecare măsură. Dar reabilitarea care a fost în ultima perioadă, cred că este una benefică și sincer, în mandatul acesta avem să avem un moment când vom repropune un tratament de rezistență cu cribură acelui drum, pentru ca el să devină cu adevărat exploatabil în condiții foarte bune. Un alt proiect pe care l-am avut în desfășurare a fost reconstrucție corpul A școala Bârsănești, reabilitarea școala Caracteu, construcția podului Rudumenea, care a fost un proiect separat față de proiectul DG163, care a făcut obiectul activității noastre. Am pus centrale termice la toate bisericile și obiectivele de cult din comună, precum și altele. Am avut două participări la două sesiuni de depunere pe fonduri europene la măsura 3.2.2 în programul PNDR, care ne-au luat 2 ani de zile de activitate, dar datorită faptului că noi eram în opoziție atunci, n-am reușit să prindem finalizarea finanțării pentru ele. A fost o muncă titanică, vreau să vă spun că au fost saci de documente la care am lucrat zi și noapte uneori pentru a aduce la îndeplinire și pentru a obține finanțare, pentru că nu erau proiectele noastre personale, erau doar munca noastră, dar proiectele ar fi adus stare de bine comunității pe care noi o reprezentăm. Proiectul de acum are la bază omul, dialogul și spiritul de echipă. Consider că acestea sunt elementele esențiale într-o construcție durabilă. Pe toate acestea le-aș denumi pactul așadar. La finalul celor 4 ani de mandat, verdictul pe care noi, în calitate de echipă, va trebui să-l primim din partea cetățenilor comunei, să fie de mulțumire și respect și apreciat cu exclamație așadar. Pe scurt, câteva din obiectivele propuse. Realizarea unei echipe executive la nivel de conducere, însemnând colaborarea perfectă între primar și viceprimar. Restructurarea și organizarea pe baze noi a aparatului de lucru al primarului, având ca obiect cât mai multe proiecte elaborate pe toate domeniile de activitate și o bună deservire a cetățenilor care vor intra în contact cu noi. Buna colaborare între aparatul executiv și Consiliul Local este unul dintre obiectivele importante, deoarece hotărârile Consiliului Local sunt cele care vor da viață proiectelor care țin de dezvoltarea comunității noastre. De aceea, mizez pe deschiderea și înțelegerea din partea Consiliului în elaborarea și adoptarea hotărârilor de care vom avea nevoie. Aș vrea să fac referire la câteva obiective concrete. Infrastructură mare, proiectul de introducere gaze în comună aflat deja în derulare, faza de elaborare studiu de fezabilitate. Proiectul de introducere apă curentă aflat în derulare prin ADIN. Proiect modernizare de DG154, Bârsănești Albele, fază executare, studiu de fezabilitate și obținerea finanțării prin CNAI. Albele este singurul sat, component al comunei, care nu a beneficiat de modernizare în ultimii ani, motiv pentru care echipa actuală de conducere își propune ca aceasta să fie prioritatea numărul 1 la capitolul drumuri. Oamenii aceia au fost litregiți în toată perioada acestui timp și consider că ei merită cu adevărat atenția noastră sporită pentru ca ei să beneficieze de infrastructură de care au nevoie. Pentru mine, Albele este un sat drag sufletului meu, pentru că prin crearea drumului de acces în bune condiții, acesta va crea o dezvoltare și deschidere pentru oamenii, pentru fiii satului și pentru alții, prin poziționarea pe care el o are. Atunci când noi vom avea asfalt pentru zona respectivă, satul acela va crea un pol magnetic de atracție al oamenilor care își doresc stare de bine și un trai liniștit la țară. Finalizarea asfaltării sat Caracău, strada Mihai Eminescu, adică porțiunea Nelu Cristea, Mihailă, strada Slatinei în integralitate, Pantă Janău, Mănăstire. Astea sunt alte drumuri care sunt de la Caracău în discuție, pentru care noi în fiecare zi când mergem acolo primim câte un bumerang și oamenii ne descot ochii că nu sunt făcute și cred că și acei oameni merită să aibă parte din infrastructură de bună calitate.
Implementarea unui proiect care să ofere posibilitatea plăților și eliberării de documente fiscale în regim online. Condițiile pandemice actuale ar putea fi elementul favorizant pentru a obține finanțarea unui asemenea proiect, acesta însemnând o facilitate în plus oferită cetățenilor comune și o interacțiune fizică scăzută în condițiile actuale pandemice. Procedura asta, procedura în termen specialitate, s-a numit ghișeu unic. Deci noi ar trebui să înființăm un ghișeu unic prin care oamenii să-și poată obține documentele în regim online, să nu mai fie nevoiți să fie prezenți atunci când am nevoie de o hârtie simplă în sediul primăriei. La capitolul tineret și sport, obiectivul este realizarea unui an sau ambelor terenuri de sport la standarde și dimensiuni de omologare. Realizarea centrului de tineret din zona satului Curavăie, unde vor putea avea loc acțiuni și activități culturale pentru tineret. Tinerii merită să aibă locuri unde se poate desfășura activitatea în bune condiții, iar terenul de sport, atât cel de la Bărsănești, cât și cel de la Caracău, trebuie să fie obiectiv prioritar al nostru. Atât timp cât există dispute în condiții în care echipa de la Bărsănești nu a putut să desfășoare meciurile în condiții normale pe un alt teren care aparținea unei alte echipe din teritoriul comunei, cred că ar trebui să demarăm foarte repede un proiect de genul ăsta cu susținerea partenerilor de coaliție. Uitați-mă că vă întreb în cea mii de La capitolul cultură. Susținem tradițiile și obiceiurile locului și promovarea acestora. Susținerea grupului de tineret cu implicare în zona de tradițional, însemnând grupul Zestea Caracăului și Brâu Bursăreștean. Susținerea obiectivelor de cult din statele comune și acordarea atenției cuvenite Mănăstirii Caracău, care va deveni un pol de atracție și cunoaștere a comunității noastre, a tradițiilor și obiceiurilor locului. Învățământul. Avem în vedere o stimulare a unui învățământ de calitate prin crearea unor burse de merit copiilor satului cu performanțe notabile, prin crearea unui parteneriat public-privat, toate acestea având ca scop menținerea numărului de copii existenți, ruperea exodului către oraș și chiar întoarcerea unora dintre copii plecați deja. Avem în vedere o consultare publică a cetățenilor comunei pentru a descoperi problemele, opiniile și viitoare proiecte de realizat care vor trebui prinse într-o strategie viitoare dezvoltarea comunității noastre. Acestea au fost parte din obiectivele asumate de conducerea executivă primar-viceprimar, pe care sperăm să le putem pune în practică, utilizând aparatul executiv al primarului și beneficiind de sprijinul dumneavoastră, domnilor consilieri, în adoptarea hotărârilor de consiliu care ne vor fi necesare. Speranța noastră este ca spiritul de echipă, dialogul și buna înțelegere să ne caracterizeze în acești 4 ani, iar la finalul mandatului, cetățenii comunii să poată spune cu mândrie așa da. Așa să ne ajute Dumnezeu, dumneavoastră și mie. Trecem la... Lasă-vă pe așa. Nu era așa nu? Trecem la punctul 4, divers. La punctul 3, divers. Trece la punctul 3, trece. Trece drumul, de ce nu? Da, ce zice? A, eu încep! Scuzați-mă, n-am fost atent. Deci, vreau să aduc în discuție situația din prelegerea domnului viceprimar în sensul următor, dar nu în sens negativ. Nu. Vreau să spun un singur lucru. Toate terenurile din această comună aparțin comunei. Da, da. Nu aparțin unei echipe, nu aparțin unei persoane, persoană fizică și așa mai departe. Aparțin comune. Scurt și la obiect. A doua problemă. Da, îmi place cum sună finalitatea acestei prezentări, domnule viceprimar, dar sper, ca această prezentare pe care noastră ați face să se reflecte asupra consilierilor locali și asupra consilierilor locali și să-i prezentați și pe consilierii locali la sfârșit de mandat, nu să-i denigrați. Atât vreau să spun. Mulțumesc! Eu nu pot să fac afirmații de genul ăsta de mandat. S-au denigrat consilierul local acolo la sfârșit de mandat că este lupta pentru ciola, ghilimele de rigoare. Dar s-au făcut aceste afirmații la nivel de comună, față de ceilalți candidați la funcțiile de primar, consilier și așa mai departe. Aș dori, deci mă bucur foarte mult că aveți aceste opinii. Dacă dați voi. Mă bucur foarte mult că aveți această opinie, domnul viceprimar, și această viziune, dar sper, ca să pe lângă dumneavoastră, să fie ceilalți consilieri. Haideți să
fost, să zice, folosit termenul opoziție. Consilier din opoziție. Hai să folosim termenul ăsta. Ar fi bine să-i vedeți pe toți. Reluați un pic ideea că opriți ca un jurnal. Păi, dar nu știu, ne-ați rămas dumneavoastră Corea. Cum? Unde ați rămas Corea? Păi am, deci... Eu am notat nimic. Deci am rămas la faptul că v-ați dorit ca la sfârșit de mandat domnul viceprimar ales să poată să ne facă o prezentare. Aceleași cuvinte frumoase și despre colegii. Păi dar nu mă lăsați să vă spun. Dacă mă lăsați să vă spun. M-ați întrebat ce am notat. Deci vreau să ne fac o prezentare, la fel cum a scris dumneavoastră, sau cum și-a exprimat opinia în acel document. Am prins ideea. Așa, ca să ne, ne prezentăm pe toți. Asta este ceva și eu n-am... Da, nu, am spus așa, că și pe consilierii care să zicem, haide să ar fi în opoziție, să folosim termenul de opoziție, dar nu suntem în opoziție, dar să zicem așa, că am fi cei de care, cei șase care nu suntem la... Cei mai rău. Așa. Ei, și să ne prezinte și pe noi într-o factură frumoasă, într-o factură, așa cum dumnealui are o viziune foarte, foarte frumoasă, într-adevăr. Asta ar dori. Și... Da, asta ar dori. Atât, da, mulțumesc. Domnul Cine. Deci eu aș vrea să spun că sună frumos ceea ce a spus domnul viceprimar, probabil că lăsată de domnul Panfil, eu trimis-o domnul Benja, prin intermediul domnul Panfil. Asta e laudă din Consiliul Județean. DG 116, nu are nicio legătură primăria Bârsănești cu DG 116. Așa, deci DG 153, care am creu cu realizarea faimoase de miliarde, miliarde, până la urmă s-au fost într-un proces sau nu știu ce final au avut problemele alea, s-au mai asfaltat și astă vară odată cu vreo 12-13 miliarde, dacă nu știu. Cu oameni recrutați de la Bârsănești, cea mai panoramă pleacă de oameni care, deci votanță PSD-ului, cum se spune. Da, da, da. Și la Brătești, într-un final s-au rezolvat proporțiunea aia, cât era acolo? 500 de metri sau cât era? 100. 100 de metri sau tot la intervențiile domnului Benea, cu acordurile lui domnul Gnatiu și tot așa. Deci astea sunt realizările PSD-ului. Mulțumesc. Le vom vedea și celor. Da. Felicitări, în primul rând, pentru... noua legere a domnului viceprimar. Și am dorit doar atât, ca să ne prezinte la sfârșitul mandatului această hârtie și să spună asta, așa da, am făcut așa, adică câte s-au realizat, nu toate. Adică, nu, la trei prezinte la domnului. Da, în sensul ăsta, adică să o păstrăm pe asta și să avem și să spunem aici nu s-au putut sau de ce nu s-au putut, sau dacă s-au putut să fac cât mai multe din ele, toate nici într-un caz, nu cred, dar mă rog, asta e treaba. Da, cam atât, am spus. Pas. Eu am o dogare în legătură cu o stradă din Caracalău, strada Straja. Am înțeles că ați mai primit, ați mai fost informați și s-a mai adus la cunoștință situația. Sunt normali cu pământ pe marginea drumului. Ei trec prin pârâia acolo, adică nu au cali de acces, să spunem. Straja. De pe principala Mihai Eminescu, cum s-aș spune. Ar fi rezonabil să mergeți cu buldo, e o treabă de jumătate de oră, nu cred că durează mai mult. Asta ar fi una din probleme acolo. Puntea de trecere... Deci ați spus că sunt grăbeți de... De pământ. Cineva a avut lucrări domnesc acasă, a scos pământul și l-a pus în marginea drumului. Când plouă, tot nămolul vine în drum și na, astfel le face foarte greu accesul. Puntea de traversare, vă dați seama, marea majoritate a celor de acolo sunt în vârstă și dulapea toți sunt afectați. Trebuie să vedeți în mare măsură ce puteți schimba, ce nu. Și încă o problemă, am înțeles că pe acea uliță de 3 săptămâni nu a ajuns un prestru. Da, a fost azi. Eu am fost azi și încă am văzut pubele cu gunoi în el. Deci asta a fost, atâta o pubele nu s-a luat din cauza faptului că era plin cu cărămide și cu cerniști. Ok, eu văd cum ce mi-au transmis deși. Da, am fost azi acolo și... Ok. Dar din partea mea atât. Să vă felicit, domnul viceprimar. Mulțumesc, domnule. Să vă mulțumesc.
așa și în legătură cu, aș fi o mică problemă aș avea, să pun materiale antiderapante pe pantă la Brătești. Când? Deci în furbile aia era o cutie acolo, era coale. Deci am rămas cu mașina în pământ, n-am putut să urc. Urba mare, cu urba Brătești. Da, urba mare, un cobor la Brătești. Știți că e acolo. Da, dar măcar și noi să ducem acolo. Cât de cât să mă ajungem. Noi am mers, când s-a dat, am mers cu utilajul de 50 de pe zi. Aici s-a trecut drumul de țiere și mai mult nu folosesc bursă niște. Noi l-am făcut de mai mult, de mai mult am făcut și noi. Da. Da, să fie. Eu felicit, vreau să-i transmit felicitări domnului viceprimar. Mulțumesc. Și apreciez ceea ce a spus domnul Miron, ca să nu se mai facă diferențiere între noi ca și clasă politică și tocmai a făcut-o domnul Asinoi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă, că mă apreciați. Sau mă rog, măcar sunteți în același grup cu opinia mea. Cu opinia mea. Mulțumesc mult. Domnul Brătăt. Da, vreau să felicit pe domnul Vucin. Mulțumesc. Mă bucur enorm, enorm de mult că, în sfârșit, auzim și noi de satul albării niște cuvinte așa frumoase. Poate dă Dumnezeu să... Să vadă dacă la sfârșit cum a dat o și realizați ceva, nu numai cu vinte frumoase, că e prea... Atunci să vedem. Atunci, deci asta e vorba. Despre asta e vorba și sperăm să dea Dumnezeu. Da, mulțumesc. La mine tot la fel, felicitări pentru alegerea domnului viceprimar, Ane Claudiu. A doua problemă, dacă s-au mai făcut demersuri pentru scoaterea din regim silnic al drumului forestier din satul Alba. Asta e. Pe drumul de la Oșor, trebuie o cubia de aia de pus antidrapant. Mai sus acolo la deal, că nu poate urca acolo așa cum, așa. Pe drumul, mai ales niciodată, pe drumul către Roșu. Roșu va să ne mai ales sus ăia, că trebuie să ocupă ca așa, că de aia e pentru antiderea fan, cum este. O lădiță. O lădiță. Mulțumesc. Da. 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 Bună ziua. Coșul ăla de gunoi de la stația de autobuz de la Rodica, de acolo, la Crista Rodica, le-a dat foc, o arsă, îi sparte, curge, a dat mizeria din el. Alea că nu se vechim? Nu, nu, coșul ăla mic. Coșul de gunoi de lângă banca așteptare. Și, doamna secretară, la ședința următoare sau în februarie, să completăm comisia de Nimașuri. La Brătești, la Brătești și la Vârstănești nu mai e. Pe acum că ne-am stabilizat. Da. Putem lucra bine. Sau poate nu e cineva care e în comisie și nu vrea să mai rămână? Sau... A, da. Supunem discuțiile. Da. Normal și normal trebuie să făcute de la început, pentru că avem un nou consiliu local. Trebuie să făcute de la început. Așa ar fi corect. De la început, nicio problemă. Așa e corect. Da, așa e corect. Este un nou consiliu local. Da, nu-i problemă. Dacă vreți, pe 30 acum, reactualizăm componența comisiilor și este foarte bine venită propunerea. Dacă îmi permiteți să vedeți acolo, am intervenit, mai dați timp cu două minute. Doamna secretară, deci nu mi-am văzut aici în hotărârea de Consiliul Local privind regulamentul, că s-a trecut președinții de ședință, cei care sunt mai vechi, nu știu, consilierii mai vechi să fie primii și după aia să fie consilieri local mai mulți ca președinte, să fie aleși ca președinți de ședință. Deci nu o văd corect așa. Legea nu face decât o singură referire. Nou consiliu local ales, atâta face referire legea. Nu o găsesc corectă ca, zicem, cel care zicem, uitați, domnul Maximor, să fie luată după ultimul consilier care să zicem că ar fi mai vechi în... Păi n-am votat ultimul. Nu, 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 nu,
Ar spune să se respecte strict ordinea alfabetică. Dacă vrei să mergem așa. Dacă nu, trebuie să ne raportăm cum scrie în lege și să alegem prin vot deschis. Nu mă obligă ca să putem să și explicăm. Deci, în momentul în care s-a inițiat pe 12 noiembrie, proiectul de hotărâre pentru alegerea noului președinte de ședință pentru 3 luni consecutive, noiembrie, decembrie și ianuarie 2021, dacă vă uitați înapoi, în cuprinsul materialului de ședință de atunci, care a fost transmis, în referatul de aprobare a domnului primar, chestiunea asta a fost luată ca o sugestie. Propun Consiliului Local ca funcția de președinte de ședință să fie ocupată. A fost o propunere, o sugestie, o recomandare, cu titlul de recomandare, cu titlul de imperativ. Deci, domnul primar a făcut o recomandare, o sugestie, bazându-se pe faptul că dumneavoastră consilierii aflați la al doilea sau la al mai multelea mandate, au experiența necesară de așa manieră încât consilierii noi aleși, pe care nu-i discriminează nimeni, să ne înțelegem, pot să vadă în ce manieră se conduce o ședință. Cine poate califica aceste competențe a consilierilor noi și a consilierilor vechi ca să conducă o ședință? Cine poate califica aceste competențe? Bine, poate fi mai bun la vechi. A fost o sugestie. Deci, repet, a fost o sugestie pe care dumneavoastră părăsind ședința, normal că... Da, eu am înțeles ideea. Deci, dacă... Au rămas restul domnilor și doamnelor consiliere să facă ce au crezut de cuviință, iar de pe 30 ianuarie încolo, când ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi de la ședința de pe 30 va fi alegerea noului președinte de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie, rămâne la latitudinea dumneavoastră, domnilor consiliere, să faceți propuneri cum vi se pare mai potrivit și mai adecvat. Da. Deci nu vă mai cramponați de faptul că sugestia pe care v-a făcut-o domnul primar botezatul în referatul său de aprobare la proiectul de hotărâre să izbește cumva sau este fundamentată de vreo prevedere din regulament. Deci n-au nicio legătură una cu cealaltă. A fost o simplă sugestie, recomandare. Așa a văzut domnul primar botezatul genul lucrurile. Da. Dumneavoastră puteți trece mai departe și să faceți propunerile. Repet, cum credeți de cum? Nimeni nu vă îngrădește și nu vă obstrucționează dorințele. Tocmai asta vreau să spun că dacă s-ar merge... Să stați liniștiți, că n-are bine nimic cu dumneavoastră. Deci dacă s-ar merge pe această opinie, totuși s-ar crea o discriminare. Nu putem să spunem consilieri noi, consilieri vechi. Legea atâta face referire noul Consiliu Local. Atât spune. Așa. Ei, dacă sunt probleme și discuții pe această temă, nu avem decât să ne raportăm strict pe lege, care spune că președintele de ședință să alege prin vot deschis cu majoritate absolută. Da, așa se întâmplă. Și să propune care la aleatoriu. Da. Se propune aleatoriu, dacă nu. Așa deci scrie în lege. Deci, nu trebuie să așa se facă. Așa se întâmplă. Se propunea un consilier, se vota și... Da, vreau să înlăturăm și această situație. Da, fără probleme. Bine ca la voi. Mulțumesc. Eu felicit domnul Ari pentru mulțumesc și sper să aveți în vedere o analiză, zic eu, destul de bună asupra aparatului de specialitate a primarului, să veniți cu câteva propuneri, pentru că am observat datorită situației actuale în contextul pandemiei, datorită evoluției lucrurilor în anul în care suntem, vedem deficiență de personal pe anumite capitole, cum ar fi juridic, cum ar fi mediu, vedem că anumite posturi sunt ocupate de persoane care nu au ce căuta pe acele posturi pentru că nu îndeplinesc condițiile necesare. Vă rog frumos să luați în considerare și să veniți cu propuneri la următoarele ședințe. Domnul președinte, dar aceste persoane care ocupă funcțiile nu au dat un concurs?
Eu nu stau să le analizez. Eu nu stau să întreb. Nu au dat un concurs, cum au fost angajate pe post, dacă ei spuneți că nu au competențe în momentul. Noi în momentul de fapt am preluat un nou mandat. Și cred că e și de competența noastră să stăm un pic să analizăm situația dată. Pentru că observăm că ar mai fi nevoie de niște persoane care cu anumite competențe la nivelul primării. Da, domnul președinte, dar toate lucrurile astea se fac la propunerea primarului. Noi, Consiliul Local, nu putem controla aparatul de specialitate a primarului. Dar eu nu zic că a fost o problemă. Eu am venit la propunerea primarului. Putem să schimbăm și să punem în funcție pe cine cum considerăm de cuviință. Domnul Mirabon. Asta e singura atribuția noastră. Noi nu putem să-i controlăm. Domnul Mirabon, eu n-am controlat pe nimeni. Eu am venit cu propunere. Da, cred că am drept, nu? Da, doamne, nu. Dacă permiteți o discuție, dacă nu mai este sigură. Atâta am văzut. Bun succes. Mulțumesc. De plăcere, înțeles. Mulțumesc.